Da, vorbim de modul în care au fost cheltuite sume importante. Sunt procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Dosarul vizează fapte petrecute în anul 2013 cu privire la felul în care a fost finanțată o întâlnire din Poiana Brașov, o întâlnire care ar fi costat în total 14.000 de lei, dar care a fost finanțată direct din banii Ministerului Tineretului. De altfel, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descoperit că la acea întâlnire au participat tinerii din Partidul Social Democrat, peste 100 de persoane, dar au mai descoperit și că o mare parte sau o bună parte dintre persoanele care figurau pe acele liste nici nu au ajuns fizic în acel loc. Tocmai acesta este aspectul pentru care Georgiana Drăghici a fost condamnată în acest dosar, pentru felul în care s-au folosit aceste resurse financiare de la Ministerul Tineretului. Mulțumesc!